Bun găsit la o nouă ediție Istoria Clujului. Mulți dintre noi suntem fascinați de clădirile vechi, adevărate bijuterii arhitecturale, de palate și de viețile regilor. Astăzi vă invit să aflăm povestea unei clădiri considerate perla municipiului Cluj-Napoca. Haideți să trecem dincolo de porțile Palatului Banfi. În secolul al XVIII-lea, o familie de nobili maghiari a desființat o tradiție veche de sute de ani dintr-un simplu capriciu. În acele timpuri, o anumită categorie de oameni bogați locuiau în afara orașelor, dar conții Banfi și-au dorit o casă chiar în inima cetății vechi. Așa că nobilii au angajat un arhitect neamț și i-au plătit salariul pe 100 de ani ca să le construiască un palat ca în povești. E, această clădire, acum dacă o luăm câți ani are, să calculăm din 1786, facem o diferență de 2018 și cred că telespectatorii pot să-și facă o idee. Clădirea a fost construită între 1774-1785 și a fost dată în folosință în 1786. Dar apropo, suntem în altă zonă a Clujului, în piața mai nouă, numită de către maghiar Föter, adică piața principală, care la un moment dat, o scurtă perioadă de timp, a purtat numele deși de regelui Matia Corvin, apoi piața Unirii în perioada interbelică, piața Libertății în perioada comunistă și astăzi piața Unirii. Nu aiurea amintesc acest lucru, pentru că suntem într-un alt areal al Clujului, ceva mai nou, suntem tot în buricul târgului modern, iar acest palat baroc reprezintă, foarte mulți specialiști spun, perla acestui stil baroc. Baroc, să explicăm telespectatorilor, este un cuvânt care provine din limba portugheză, baroco, prin filială italiană și înseamnă perlă neregulată, deci o perlă care încă nu este șlefuită. Asta înseamnă stilul baroc. Familia care a construit acest palat, putem să-i spunem, reprezentativ pentru Cluj, dar nu numai pentru Cluj, pentru că este o capodoperă laică a acestui stil baroc. Este familia Banfi. Acum, el este realizat în secolul al XVIII-lea, la sfârșit, când avem de-a face cu o perioadă habsburgică. Cine a fost familia Banfi? Familia Banfi este o familie foarte veche maghiară, cu o descendență chiar pe cenegă din secolul IX. De unde provine semantica numelui? Există o provincie de graniță numită Banat, avem și noi, dar ceva mai târziu, Genmarcă, și primii reprezentanți ai acestei familii care s-au afirmat au avut aceste funcții. Ban, care era de fapt un nobil din sudul Ungariei la început, iar pe urmă a fost o zonă tampon, Genmarcă. Această instituție, pe urmă, este împrumutată și de noi. Avem banul Olteniei, de exemplu, care era o demnitate extrem de importantă, imediat pe scară ierarhică după domnitor. Deci este un cuvânt de origine pecenegă, avară mai mult, pentru că ban înseamnă, înstărit. Probabil și de aici, în limba română, a intrat cuvântul ban, care reprezintă monedă. Familia Banfi, deci, a avut acești reprezentanți. Primul cunoscut este Dejo sau Dionisie în limba română, bine, în limba maghiară Dejo Banfi, care în timpul unui principe Mihail Opafi era omul forte și datorită acestui lucru și-a creat și o serie de dușmani, cum se întâmplă și astăzi, nu e nicio problemă, nimic nou sub soare, și datorită acestor rivali ai săi, el va fi decapitat în 1674, dar fiul său Gheorghe sau Gheorghe Banfi I este primul guvernator al Transilvaniei. Repetăm, Transilvania, la finele secolului al XVII-lea, va deveni provincie habsburgică. Să înțeleagă telespectatorii că vorbim în alt context, mai vorbim de Principatul Transilvaniei. Acest Gheorghe Banfi I începe să cumpere teritorii sau terenuri chiar în această zonă. Primele case din zona asta, e un areal ceva mai întins, le-a cumpărat el. Trebuie să amintesc că înainte de secolul XVII și începutul secolului XVIII, nobilimea nu prea rezida în orașe. Orașul Cluj, de exemplu, că la el ne referim, la orașul nostru, era un oraș, să spunem așa, o republică a
negustorilor bogați, a meșteșugarilor bogați, mă refer cei care conduceau, sigur că exista și populație săracă. Ei, de data aceasta, la sfârșitul secolului al XVII-lea, datorită amenințării otomane și începutul secolului al XVIII-lea, datorită stăpânirii habsburgice, nobilimea începe să intre în orașe. De ce nu intra înainte în orașe? Pentru că își pierdea statutul de nobil. Aici, într-o republică orașenească, nu conta că ești nobil, atenție! După construcția acestui palat, o să revin cu această idee, foarte mulți nobili din Transilvania, care s-au stabilit în Cluj, au luat ca model acest stil de palat. Bun, palatul, deci familia Banfi continuă cu Gheorghe Banfi, ca ne-am zis, primul guvernator, apoi fiul său, Deneș sau Dionisie, care era tatăl lui George al doilea Banfi, guvernatorul din 1787 până în 1822, care este responsabil între ghilimele, cu construcția acestui impunător edificiu, care este o mândrie pentru noi clujeni. Câți membri ai familiei Banfi au locuit în această clădire? E, acum să spun câți membri. Aici foarte bună întrebare, ai pus-o dintr-un punct de vedere, pentru că sunt mai multe ramuri ale familiei Banfi. De exemplu, Micloș Banfi, scriitorul, nu face parte din familia, din ramura aceasta Banfi. Imediat o să-ți povestesc că această ramură Banfi, de care ai amintit adineori, a lui Gheorghe Banfi al doilea, ea se stinge în 1861. Și printr-un fideicomes, adică prin moștenirea la treia persoană, revine unui Albert Banfi, dar nu era o rudă directă, o rudă colaterală. Ăsta are doi copii, Albert și alt George Banfi, care acest George Banfi îl primește pe Francis Iosif al doilea la sfârșitul secolului al XIX-lea, și acesta este tatăl lui Deneș sau Dionisie Banfi, cel care își avea o patimă grozavă, între ghilimele, jocurile de cărți, și pierde acest castel pentru că s-a împrumutat cu o sumă mare de bani unui antreprenor, unui întreprinzător din Săriștea Sibiului, Nicolae Roșca. De fapt, cumnata lui, Paraschiva Roșca, este moștenitoarea actuală a trei pătrimi din cadrul acestui edificiu, datorită jocurilor de noroc pe care acest ultim vlăstar Deneș le avea. Și în măsura în care el, sigur, lasă pe un testament care este mai mult sau mai puțin contestat, oricum ea este stăpână pe trei pătrimi a acestui edificiu. Ce se întâmplă? În mod normal, cred că nu i-ar trebui, banii acestei bătrâni, octogenare, dacă nu-i nonagenară, dar există încă o dispută în plan juridic. Castelul acesta sau acest palat aparțin de Consiliul Județean. Oricum, și dacă s-ar da integral acestei moștenitoare, 10 ani tot Consiliul Județean l-ar administra. Pentru refacerea sa, că vedeți că este într-o stare mai precară, dar se va reface, se va reconstitui, se va restaura, a fost alocată, se pare, o sumă de 1 milion de euro. Deci trebuie o susținere puternică pecuniară. Apropo de construcția castelului, acest George Banfi al doilea, școlat în Viena, ca și tatăl său de altfel, s-a gândit să facă, în primul rând, dacă mai cumpăra niște case de aici. Pentru că în zona asta Clujului, deja era o zonă centrală, mai multe case, cumpără casa celebra lui Lințeg, acel primar al Clujului care se opune intrării turcilor în oraș în secolul al XVII-lea. Asta era un urmaș al lui Lințeg. Asta, de ce spune Lințeg? Pentru că era din Linț. Și la Sibiu, unde era guberniu, noi am mai vorbit în serialul trecut ce-i guberniu, un fel de guvern al Transilvaniei, el se întâlnește cu Johann Eberhard Blaumann, un german, un arhitect în plină afirmare, cu care încheie un contract în 8 puncte. Dar atenție, acest Blaumann avea, să spunem, partea leului, el dirija toate construcțiile, dar George Banfi nu era un ignorant. Era cea mai cultă persoană din Transilvania, avea cunoștințe de arhitectură. Dar, există un dar, Blaumann era angajat al Sibiului. Avea o retribuție de 120, spun alții unii 150, alții 200 de florini. Bună retribuție! Banfi oferă 12.000 de florini, 200 de găleți de vin și o cantitate extremă de grâu. Păi vă dați seama că una a doua a acceptat acele 8 puncte, dar ce se întâmplă? Tatăl lui George, Deneș sau Dionisie,
cel care este responsabil, iar spune între ghilimele, cu construcția celebrului Versailles al Transilvaniei, adică castelul Banfi de la Bonțida, care a risipit o bani mulți pentru... Începe să fie zgârcit, spune că fiul său este risipitor. El a uitat că și el a dat o sumă extrem de mare de bani pentru a construi acea capodoperă, care acum este în... este deținută de familie, de o fică a lui Banfi, a lui Miklos Banfi, de care a vorbit scriitorul. Palatul este o capodoperă în adevăratul sens al cuvântului. Meșterii au lucrat cu atenție și migală fiecare detaliu din zecile de camere. Familia Banfi a ținut morțiș să își impresioneze oaspeții și prietenii cu decorațiuni și piese de mobilier aparte. Construcția în sine... Aici știm foarte multe date dintr-o corespondență extrem de savuroasă care ne-a parvenit dintre intendentul sau responsabilul domeniilor lui acestui baron Banfi și baron, în care se spun tot felul de detalii. De asemenea, antipatia dintre acest responsabil sau intendent sau cum vrei să-i spui și Blaumann, pentru că Blaumann avea un plan care se ținea de el, iar acesta n-avea bani destui, celălalt intendentul, și aruncă cuvinte injurioase reciproc. Au fost perioade dificile în construcția castelului, când datorită lipsei de material, nota bene, materialul tot contele Banfi îl realiza, deci pentru construcție. Deci tot el se ocupa și cu procurarea materialului. De unde era procurat? Păi, din diverse cariere de piatră, sigur au fost angajați de către Blaumann, tinichigi, tâmplari, dulgheri, foarte buni meseriași. N-o să le înșir numele, le știu, marea majoritate erau germani, unii erau din Sibiu, alții din Cluj și din alte părți. De exemplu, conducătorul lor se numea Hartmann și el este responsabil cu construcția balconului, care îl vedem la intrare, acel rezalit. Ce înseamnă rezalit? Este o construcție care iese puțin din aliniamentul construcției. Îl vedem în față, acest rezalit, pe care este o logie. Logia înseamnă balcon cu coloane sau cu stâlpi, și această logie, deasupra ei avem doi grifoni. Ce sunt grifonii? Grifonii sunt niște animale mitologice cu un corp de leu și cu cap de vultur, cu aripi, care spun, unii spun că sunt trimișii lui Apollo, alții că sunt al lui Zeus, dar ei sunt protectorii clădirilor. Și atenție, în această perioadă, și o să vedem pe clădirile Clujului, că o să avem ocazia, o serie de figuri mitologice care și-au rolul lor. Constructorii știau de ce sunt puse pe clădirile respective. Balconul respectiv, care și el este o capodoperă, el are 4 ferestre. De ce? Pentru că acolo erau cele 5 apartamente principale în care rezida familia. Nota bene, o să mă întreb acum câte apartamente. La etajul întâi erau 29 de camere, la parter erau 6 camere, vorbind de partea vestică, pentru că partea estică din spate, ceea ce filmăm noi acum, era domeniul, între ghilimele, a servitorilor, a grăjdarilor, a celor care erau în staful, să spunem, un termen modern, conților de Banfi. Atenție, în general vedem aceste mari clădiri. Să știi că nobilii nu erau risipitori să ocupe toate camerele sau să le lase. Nu, erau închiriate. Și dovada elocventă că de-a lungul timpului camerele au fost închiriate. Jos la parter, pe jos la parter erau magazine. Magazine până în anii 70-74 au fost magazine. A fost la un moment dat, la sfârșit de secolul 19, început de secolul 20, o cofetărie, cafenea celebră, care aparținea unui tip Gabor Nagy. El avea și clădirea actualului Hotel Melody, care se numea Central atunci. Bun, astea sunt cu... Dacă vezi partea vestică și partea estică, deci este acest palat un dreptunghi. Nu se știe care a fost modelul, ce castel din Ungaria sau din Austria. Sigur, asta era moda, pentru că vom vedea moda aceasta, dacă vom vedea la castelul Mikeș din Cluj, la castelul Telechi din Cluj, la Karacsony din Cluj. Sunt la fel făcute forma, o formă de U, o formă pătrată. Sigur, aici era un dreptunghi. Deci 66 de metri, deci are aripa, pe 44, deci este aripa de sud și aripa de nord.
aripa de est și aripa de vest, cu două șiruri de clădiri paralele ca dovadă ca o lățime de 28 de metri, spre deosebire de aripa de nord și aripa de sud, care are numai un șir de încăperi și are sigur o lățime mai mică de 11 metri. Curtea în care noi astăzi filmăm este în gen pătrat, uite de puțin, are 26 pe 26 de metri. La parter, deci chiar sunt niște arcade foarte frumoase arcuite, iar sus vedem niște coloane într-un stil ionic. Afară, în balcon, sunt într-un stil corintic. Imediat o să mă mai refer și la balcon. Aici mai exista un balcon în aripa de est, deci în sud, unde inițial era locul de lucru și de a locui a servitorilor, era un balcon sprijinit pe trei grifoni. Am mai explicat ce-i grifonul, dar acel balcon nu mai este, era din fier forjat. Dar era mai mare decât balconul din față. Deci este important balconul din față. Apropo, acolo sunt sculptați niște copii cu niște cornuri de abundență, deci atenție, totul este simbolic și sunt niște plăci sau plachete, dar sunt mai mari, care amintesc că aici a stat regele Francisc I cu soția Carolina, de care am discutat în primul serial. Aici Francisc I a urmărit o demonstrație militară, a soldaților habsburgici. Deci familia Banfi își găzduia prietenii? Sigur că da. Bună întrerupere, pentru că aici, în aripa asta, acolo erau apartamentele de lux. De altfel, se poate vedea și prin mobila ce a mai rămas, dar a rămas foarte puțin din mobilier, a dispărut mobilierul luxos. Cel mai bine este descris de un nobil, Miklos Iosica, un nobil care a ajutat extrem de mult teatru clujan și scriitor, care arată cum era de luxos gravat peretele, cu tapiserii frumoase, cu oglinzi de Veneția, cu mobilă foarte frumos sculptată, totul era la superlativ. Și cea mai luxoasă încăpere din castel, din palat, care era? Pe una dintre astea cinci. Era cea în care rezida... Acum, toate cinci erau luxoase, pentru că una, două erau pentru oaspeți. Dar n-am terminat cu aspeții, pentru că, atenție, marele violonist Franz Liszt a fost aici în acest castel sau palat, dar el nu a locuit aici. El a locuit prima de la Hotel Biasini când a venit și a doua oară a locuit pe strada actuală memorandumului la prietenul său, Contele Telechi. Dar asta e altă treabă, o să discutăm poate cu altă dată. Și Ceaușescu, în 1968, tot din acest balcon, balconul de fațadă, a ținut un discurs, un speech. Să știi că l-a început aici. De ce? Pentru că în mijlocul deceniului 5, aici era sediul Partidului Muncitoresc Român. Așa se numea Partidul Comunist Român. Deci ajunge, după naționalizare, în posesia Partidului Comunist Român. Pe urmă, până în 1956, când... Ca să înțelegem, de la familia Banfi a fost luat castelul de către Partidul Comunist? Înțeles, pentru că toate marile familii nobiliare au fost deposedate, nu numai de castele, palate și averi. Curtea asta, o contesă, Charlotta, nevasta lui Deneș, mama lui Deneș, cel risipitorul care a pierdut la cărți și la jocuri o mare avere, construiește un cinematograf care s-a numit Corso, Apollo, Capitol, într-un timp, perioada 40-44, Matia Corvin, ultima dată s-a numit Progresul. Foarte bine că mi-am amintit de lucrul acesta, că este în 1906, bine, cinematograful s-a perfecționat din punct de vedere arhitectonic, el devine o clădire chiar în mijlocul acestei curți, dar este primul cinematograf din Cluj, 1906. Ienio Ianovici, marele pionier al cinematografiei clujene, ceva mai târziu își are în actualul loc unde funcționează Teatru Maghiar Cinematograf. Partea de est sunt coloanele și sunt 14 axe. Deci clădirea respectivă sunt 14 din fund. În față, la intrare, sunt 15 axe. Este clădirea de fațadă și 3 intrări.
intrări extrem de largi, erau făcute prima cea interioară, deci cea de mijloc pentru căruțe și diligențe, sigur nu, astăzi intră mașinile, iar cele laterale intră direct într-o scară imensă în stânga și în dreapta în apartamentele de la etajul întâi. Inițial s-a mai spus de acel balcon care era forjat, din fier forjat, dar astăzi în spate, pe strada Boioi de astăzi, este o clădire care este făcută ulterior, realizată ulterior, în 1903, tot de Albert, deci un alt reprezentant al familiei Banfi, și era destinată locuințelor. Încă o dată se dovedeau a fi extrem de pricepuți în a obține bani, pentru că aceste apartamente date în chirie nu erau atât de ieftine și nu oricine locuia în aceste apartamente date de către nobilii familiei Banfi. Familia Banfi locuia permanent aici sau aveau și o altă locuință, unde mai mergeau din când în când? Păi aveau și alte locuințe, dar acum fii atentă să nu se facă confuzii, că mai există o casă Banfi la numărul 32, dar este altă ramură a familiei. În general, aveau la țară Bonțidară, Scruci, Gilău. Acolo erau, cum să spun, castelele sau reședințele de vară. Păi de astăzi la fel. Protipendada și cei bogați au apartamente sau case și au case de vacanță. Deci nu e nimic nou sub soare, sigur că și avea. Ma, aici știi că inițial erau patru ramuri ale familiei Banfi, cunoscute la început, am mai spus de unde vine numele. Ulterior, cei mai reprezentativi membri ai familiei a fost acest Micloș, care era conte, și ajunge și ministru de externe a Ungariei, a fost și director al teatrului din Budapesta, un mare scriitor, și el a salvat Clujul de la distrugere de armatele hortiste și naziste în retragere. Și datorită acestui lucru se spune că, virgulă, castelul său de la Bonțida, el era proprietar, a fost distrus. El va muri la Budapesta, sigur în sărăcie, și este mormântat în cimitirul Hajongard. Un alt altei familii a baronilor Banfi este, avea o casă pe actuala stradă a Eroilor, la numărul 32, și acesta, la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, a fost prim-ministru al Ungariei. Și ultimul membru al familiei Banfi care a trăit aici, care a fost? Pe ultimul membru al familiei Banfi a fost, deci a unei ramuri, a fost Deneș. Acum nu știu ceilalți care sunt ramurile, el a murit în 1983 sau 87, nu știu precis, oricum în anii 80 ceva. Sigur că da, a fost expulzat din palat. Și a stat într-o locuință micuță alături de mama sa până a trăit și mama sa, contesa Charlotta. Ăsta putem să spunem că ultimul reprezentat cu ștaif, glumesc acum. Restul sigur că da, sunt mulți, acum sunt într-o mare concurență în a obține beneficiile acestui palat. Edificiul este renumit și pentru balurile de epocă și evenimentele care aveau loc între zidurile sale. Erau niște baluri foarte frumoase, care se făceau de multe ori și în această curte spațioasă care o vedem aici, și lumea urmărea de la aceste balcoane, aceste baluri grozave, pentru că asta era mod atunci în Cluj, dar nu numai aici aveau baluri, aveau loc și în clădirea Redutei și în Casa Taufer, deci era o concurență. Sigur că da, și povești, sigur că sunt, eu nu cunosc acum povești de dragoste să-ți spun sau povești de intii, dar sigur existau între membrii protipedadei de atunci a Clujului. Mai descrieți-ne puțin castelul. De exemplu, are beciuri? Ce se ascunde în aceste beciuri? Da, are, deci încă se văd fundațiile vechilor case. Beciurile sunt enorme. Deci are subsol enorm, o capacitate enormă, pentru că sunt 4 sau 5 case. Ele, deci fundamentul vechilor case sunt aici. Și inițial, în secolul al XIX-lea se putea intra direct în la porter și la beci. Și se păstrau vinuri, alimente în aceste beci? Păi da, bineînțeles că de asta erau și făcute, și în spate era domeniul servitorilor și așa zisei funcționărimi a castelului. Sigur că existau. Castelul Banfi, perla barocului laic, a stat ca exemplu pentru foarte multe construcții laice din Cluj. Și repet lucrul acesta pentru că este chiar foarte important. Vom vedea cum meșteri clujeni au prins, cum să zic, meseria, sau au furat meseria, în termenul meseriașilor, de la acești artiști și de la Blauman,
Se crede că cel care a fost adjunctul lui Blauman a fost arhitectul Josef Leder, un arhitect care a realizat foarte multe clădiri ale Clujului din secolul al XIX-lea și stilul acesta este prezent în foarte multe case nobiliare din Cluj și reprezintă, încă o dată, repet, un baroc îmbinat la unele clădiri cu un rococo. S-au făcut vreodată renovări sau schimbări destul de importante la această clădire? S-au făcut renovări în anii 60, 70, 74, când a fost demolat acest cinematograf și se vor mai face lucrări de restaurare, pentru că, am mai zis, e o sumă de 1 milion de euro, probabil mai mult, nu știu birocrația cât va dura, dar sunt convins că el va fi restaurat, pentru că e păcat să nu fie restaurat, că este un brand extrem de important al orașului nostru și nu numai al orașului nostru, al țării, pentru că face parte din categoria monumentelor de tip A, adică monumente cu importanță națională, că monumentele de tip B, cum este cimitirul Hajungard, sunt monumente de importanță locală. Și familia Banfi a dorit să facă anumite modificări cât timp a locuit aici? Păi a și făcut modificări, desigur că da, i-au conlucrat, am mai spus, mai ales Dior Banfi a făcut, da, tavanele. Tavanele din cadrul acestor încăperi au fost modificate de N ori, pentru că există și stucul. Stucul este un var așa vopsit, asta înseamnă stuc, când ai cu varul var vopsit. Vom vedea pe unele încăperi, sigur, au tavanele de foarte multe ori. De asemenea, teracotele au fost demontate, pentru că inițial aici erau teracote. Și sigur, și au fost și, am mai zis, jos au fost cafenele, restaurante, magazine. Construcția a suportat diverse restaurări. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.